Salutare, astăzi vă prezint Range Rover Evoque 2022. Motor 2 litri, 165 de cai. O mașină frumoasă. Ok. Cauciucurile sunt 235/60 R18. Pare mult mai frumos ca și modelul precedent, cel puțin mie îmi place mai mult. Ok. Legat de chei, cheile se prezintă cam așa. Ok. Scaune electrice, după cum se poate vedea. Așa. Aici geamuri electrice, oglinzi la fel. Frâna de mână, probagaj de regla luminile. Ok. Ca și spațiu destul de încăpător. Voi ce părere aveți despre Evoque? Cum vi se pare? Așa. Mai are aici o cutieră destul de mare. Priză USB-ul. Ca și spațiu destul de ok. Cutie automată. Așa. La fel aici spațiul este destul de mare. Okay. Iarăși și aici, destul de ok. Scaune par confortabile. Acum nu știu, ați putea lăsa voi cei care îl aveți, cum vi se pare acest model. Ce probleme ați avut cu el, dacă recomandați Evoque-ul. Ok, aici clima. Computerul de bord. Telecamere, să vedem cum se vede, ok. Camera în spate, se vede destul de ok. Așa. Navigație, la fel dacă aveți de umblat cu navigația pe volan, se ține destul de ok din piele. Are aici comenzile la telefon, iar aici pilotul automat. Așa. Mai are aici un spațiu de sub, un spațiu de depozitare, parcă. Nu înțeleg de ce l-au făcut așa. Probabil să pui un portofel sau la altceva, mă gândesc că n-ai ce să pui. Așa, cam așa se prezintă și bordul. Așa, așa se prezintă din spate. Ok. Ca și spațiu, rămâne spațiu destul de mult. O palmă, palmă jumate aproape. Iar și aici, la locurile din spate, sunt, are niște buzunare destul de încăpătoare, chiar foarte ok. Clima. Și la fel buzunare aici.
Mai are prizele ISOFIX. Și cam aici la fel. Destul de ok, pare destul de confortabil. Acum ați putea lăsa și voi în comentarii. Așa. Și mai are sus și trapa. Cam aceasta este mașina. Ne auzim la un alt videoclip.